Un domeniu foarte afectat de pandemia de coronavirus a fost turismul. Numărul celor care pleacă în concedii a scăzut cu 80% față de anii precedenți. Severinenii nu mai optează pentru vacanțe în străinătate, iar cele mai căutate oferte sunt cele pe litoralul românesc. Anul 2020 a venit cu surprize uriașe pentru toată lumea, unele foarte neplăcute. Când vine vorba de concedii, oamenii și-au luat adio de la distracție. Teama de a mai pleca în alte țări este una mare, iar multe vacanțe au fost amânate sau chiar anulate. Agenția de turism Hercules din Drobeta Turnu Severin a înregistrat o scădere a numărului celor care pleacă în vacanță cu 80% anul acesta. Este un an turistic foarte greu. Începând din luna martie, ponderea biletelor, pachetelor de vacanță a scăzut, cred, cu 80% față de anii precedenți. Situația actuală ne-a dus spre reticență, spre protejarea familiei, spre anumite reguli pe care au fost impuse și cred că este un lucru foarte serios în la momentul respectiv. Trebuie să le luăm în atenția noastră a clienților, a turiștilor, a agențiilor de turism. Ce pot să vă spun? Multe vacanțe anul acesta au fost solicitate pentru litoralul românesc, pentru că, după cum vedeți, Grecia are anumite restricții, Turcia de ieri a dat undă verde la toate pachetele, dar clientul, turistul este puțin reticent în a achiziționa în această perioadă vacanțe pentru extern. Multe vacanțe, repet, sunt pentru litoralul românesc, se caută vacanțe unde sunt pensiuni turistice, dar pentru un număr limitat de familii, 2-3 familii. Asta este anul 2020, nu avem ce să-i facem, ne conformăm și noi ca agenții de turism, s-au conformat și turiștii, dar referitor la întrebarea dumneavoastră, o scădere cu 80% față de anii precedenți.